Bună ziua tuturor! Astăzi vă vom prezenta o replică de Airsoft achiziționată de la Octagon, și anume pistolul Sig Sauer 226 Metal Slide cu acționare manuală, cu o putere de 0,6 J, ceea ce este cam maximum pentru un pistol de Airsoft. În cutie avem replica și o cutie de bile de plastic de 6 mm, ce conține aproximativ 100 de bile de 0,2 grame, bile de test. Mai avem certificatul de garanție, manualul de utilizare și un mini poster cu My Octagon Review de la Airsoft. Replica în sine este una destul de grea. Cântește aproximativ o jumătate de kilogram, 480 de grame mai exact, datorită manșonului confecționat în întregime din metal, inclusiv cătările, și chiar și încărcătura are greutăți adăugate pe el. Încărcătorul se scoate acționând acest buton, ce poate fi scos și pus pe ambele părți ale armei pentru persoane ambidextre. Este făcut din plastic ABS, destul de greu, are capacitate 12 bile care se introduc apăsând acest buton. Dăm piedica la o parte și le introducem înăuntru. Vă voi arăta cum se poate demonta slide-ul pentru curățare și lubrifiere după caz. Avem în partea stângă mecanismul de eliberare al șinei care se scoate și dă drumul manșonului, dar pentru acest lucru trebuie să apăcăm și tăgaciul, să apăsăm și tăgaciul ca să se elibereze. Înăuntru avem o țeavă, țeava de aluminiu, de precizie, cea argintie, arcul care ajută la curățarea pe șină, și pistolul în care propusează bila în această parte. Ca și întreținere, recomand picurarea unei picături de ulei siliconic la încheieturile slide-ului pe ambele părți și pe șine pentru o culisare mai bună și pentru a reduce uzura. Îl voi asambla înapoi. Mai avem lângă încărcător piedica, care este funcțională, are două poziții de blocare. În jos, nu mai putem apăsa pe trăgaci, și în sus pentru a-l debloca. De asemenea, avem în spate cocoșul care este funcțional și ne arată dacă arma este încărcată sau nu. În rest, e mai mult de design. Vom trage și câteva bile de test pentru a arăta care este precizia și la o distanță destul de mică, aș putea spune, pentru că el este făcut să. În principiu, pentru tragere la țintă, o precizie la maxim 10 metri, aș putea spune că nimeresc, poate chiar mai aproape.